Benzina iarăși se scumpește, iar motorina continuă să scadă la preț, dar nu cu mult. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru joi. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 25 de lei și 88 de bani, cu 2 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 21 de lei și 87 de bani pentru un litru, în scădere cu 1 ban. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit de către ANRE, rămâne mai mare cu 4 lei și 60 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 6 lei și 56 de bani per litru în cazul motorinei standard.